Salut Tauri! Voi face citirea pentru săptămâna 24 aprilie, 30 aprilie, o săptămână în care resimțim încă toți, mai voi, eclipsa de soare, luna nouă, odată cu luna nouă. Pentru voi a fost în casa 12, ați primit horoscopul. Și acum îl aveți pe Mercur retrograd în casa personalității voastre, în tauri. Haideți să vedem ce vă pregătește această săptămână, 24, 30 aprilie. un as de cupe. S-ar părea că veți fi foarte bine dispuși sau cel puțin veți arăta uh, un aspect benefic pentru toți, nu numai pentru voi, uh, iubire, sentimente bune pentru toți ceilalți, uh, o stare de bine, am putea spune. Acesta este asul de cupe, iubirea pe care o dăruiți celor din jurul vostru. Să vedem dar începutul. Voi. Voi, în primul rând, veți primi niște bani. Bani care sunt pentru munca voastră. Pot fi bani de la locul de muncă, bani, eu știu, o primă, ceva. Bani care vă dau o stare de bine fiindcă primiți ceva mai mult de obicei, decât de obicei. Deci, bani care vă permit să investiți în distracție sau chiar să vă plătiți o vacanță. Deci, este o stare de bine, acest 2 de monede. În schimb, în iubire, voi vă creați iluzii. 7 de cupe. Vă amăgiți singuri. Este un fel de fata morgana după care alergați. Bine este să fiți mai realiști. În schimb, cunoașterea pentru voi, călătorile, sunteți în așteptare. Fie că vreți să mergeți la un curs, să vă perfecționați, și folosiți banii pe care i-ați primit în plus și atunci sunteți în așteptarea uh, acestei uh, uh, bucurii de a vă dezvolta cunoașterea, uh, care va veni, deci o așteptați și sau poate pentru unii care v-ați plătit o călătorie, o vacanță, așteptați această vacanță să vină cu bucurie, fericire, deci vă faceți planuri. Haideți să vedem uh, resursele, locul de muncă, cariera. În resurse aveți în primul rând nebunul. S-ar părea că ceva nu merge prea bine, dar... Uh, adică ne gândim la o perioadă de stagnare în resursele voastre. Uh, voi vreți să luați o șansă pentru a ieși din această stagnare. Fiindcă sunteți acest nebun, înseamnă omul care este într-o perioadă de stagnare și își dorește foarte mult această șansă de a evolua, de a progresa. Așa și voi. Nu sunteți prea bine pregătiți pentru ceea ce vreți să faceți legat de resurse. Poate fi o afacere, o achiziție, dar riscați, riscați foarte mult. Nu uitați că Mercur este totuși retrograd. Și dacă începeți acum o afacere care ea nu a fost bine pregătită, s-ar putea să aveți într-adevăr probleme. Deci, este bine să vă gândiți că în această perioadă este bine să fiți atenți, să reevaluați situațiile în care vă aflați legate de resurse. În ceea ce privește locul de muncă, vă loviți de un rege de cupe. Vorbim de un șef, de un coleg, de un subaltern, un bărbat mai matur, cu ascendent în scorpion, un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea și puteți să-i câștigați bunăvoința, dar să fiți atenți să nu-l răniți, fiindcă acest bărbat rănit s-ar putea să se răzbune pe voi. Deci trebuie să fiți foarte atenți în această relație cu acest uh, rege de cupe. În schimb, în carieră, vă loviți de o șefă, de o persoană foarte hotărâtă, o persoană care are foarte multe idei intuitivă, o persoană care are ascendență odie sau lună plină în balanță, Vorbim de o femeie, o femeie în vârstă, o femeie energică, hotărâtă, care își folosește mentalul, ideile și voi depindeți de această femeie pentru carieră. Puteți să vorbiți cu ea, puteți să comunicați, deci nu este o persoană care să vă creeze probleme dacă voi nu vi le creați singuri. Comunicare, contracte, relații. În comunicare cu apropiații, vecinii, fraților, verii, aveți lumea. Este un aspect foarte benefic. Lumea aduce schimbarea. Voi vă schimbați total în această comunicare. Vă schimbați ideile, vă schimbați mentalul, vă schimbați creativitatea, schimbați sentimentele. Romantismul, cum se spun sentimentele, relațiile, dar și comunicarea și chiar energia, vitalitatea. Deci este un aspect foarte benefic pentru voi, lumea, fiindcă aduce o schimbare care depinde numai de voința voastră și ea este considerată un talisman al norocului. Deci este o schimbare care va duce numai bine. În ceea ce privește: un contract, o asociere, un proces, voi vă doriți să aveți noroc. Roata norocului. Vă doriți ca această roată vă gândiți să se învârte și în avantajul vostru. Dar trebuie să fiți atenți, fiindcă acest uh, Sphinx, el rotește roata, dar niciodată nu știți dacă este în avantajul vostru sau nu. Puteți, în schimb, să fiți uh, atenți și să vă apropiați acest noroc, prin a vă dori ce este posibil. Ce este drept? Să fiți corecți în tot ceea ce faceți, dar bineînțeles să, să uh, fiți fermi. Astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de astăzi și bineînțeles să vă ascundeți scopurile. În ceea ce privește relațiile, în relațiile voastre voi v-ați fixat un scop, dar ceilalți. Nu au ținut cont de scopul vostru, ei și-au urmărit interesele lor și s-ar părea că în aceste relații cu prieteni protectori sunteți foarte dezamăgiți. Adică nu aveți uh, niciun fel de bucurie să vă gândiți la relația cu prietenii, să vă întâlniți cu prietenii. În schimb, familia, un prinț de BT, Schimbarea, transformarea și ultima, karma sau secretul vostru. Am putea spune că în familie aveți un prinț de bâte. Vorbim de un bărbat tânăr, un bărbat care călătorește foarte mult, realizează venituri din munca lui, din creația lui, dar am putea spune că este o persoană energică, o persoană care promite foarte mult și atât în bine cât și în rău își urmărește scopul. În schimb, când vorbim de uh, șase de monede, generozitatea, schimbarea pentru voi este aceasta. Ați devenit generoși. Vreți să oferiți celorlalți dar bineînțeles că și voi la rândul vostru așteptați parcă să primiți de la ceilalți. Deci este un fel de dăruire, dar și primiți. Deci un aspect foarte benefic, acea situație în care vă dăruiți, dar și ceilalți vă ajută. Și acesta ar fi șasele de monede. În schimb, regina de monede arată că voi aveți, să zicem, o problemă financiară, dar vă rezolvați această problemă financiară în relația pe care o aveți cu o femeie în vârstă, o regină de monede, o femeie care are ascendent zodie în Capricorn, o femeie care poate să aibă și luna plină în Capricorn, dar poate să fie cu ascendentul, o femeie care Poate să vă susțină financiar, poate să vă ajute cu ceva bănuți. Deci, aceasta ar reprezenta regina de monede. O femeie bună, o femeie energică, dar o femeie care se și dăruiește pentru voi. Aceasta ar fi citirea pentru tauri. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.